pentru că filmele motivaționale reprezintă și prilejuri de învățare, vă propun descoperirea și analiza unor modele promovate prin povestea unui campion, The Blind Side, învățarea prin imaginație. Ce îmi propun să obțin în urma acestei activități? E o întrebare firească. Vom evidenția că ne putem exprima identitatea culturală și morală și plecând de la analiza unui film motivațional, pe baza căruia profesorul poate face dezbatere și atelier. Pentru a realiza cu elevii un atelier, e necesară pregătirea lui. Ne propunem să obținem câteva momente de reflexie despre ce înseamnă educația în viața unui copil, despre schimbare, bunătate și alte valori. Înainte de film, vizionarea va fi făcută de către elev împreună cu familia. Li se transmite elevilor că vor folosi metoda jurnalului cu dublă intrare în timpul vizionării filmului. În jurnal vor nota replici care li se par importante. Li se dă agenda de lucru, elevii vor trata cu seriozitate și acest tip de activitate, respectând sarcinile. Agenda de lucru. Ce vom face după vizionarea filmului? Pe baza notițelor, elevii vor răspunde la o serie de întrebări, se va discuta eseul lui Michael, se va realiza o hartă mentală, vor fi evidențiate modelele promovate de acest film motivațional. Metoda jurnalului cu dublă intrare aplicată pe film. Aveți un exemplu. După film, după vizionarea filmului, când ne adresăm o întrebare, procesul prin care ajungem la răspuns este foarte important. Am pregătit 5 întrebări. Veți opri resursa video pentru a răspunde în scris 1. Cum a fost viața lui Michael înainte de întâlnirea cu Lien. 2. Ce înseamnă răspunsul ei la afirmația Ei schimbat viața acestui copil? Nu. El o schimbă pe a mea. 3. Prin ce modalități a ajuns Michael la rezultate mai bune? 4. Cum este viața în cartierul în care a crescut înainte, înainte de a fi adoptat? 5. Cum a reușit să o ia pe alt drum în viață? Eseul lui Michael apare în film de la 1.38.38 la 1.41.37. Eu l-am transcris pentru voi. Citez. Curajul e un lucru greu de înțeles. Poți să ai curaj bazat pe o idee prostească sau o greșeală, dar nu ai voie să te îndoiești de adulți, de antrenori, de profesori, pentru că ei fac regulile. Poate că ei știu mai bine, poate că nu. Depinde cine ești și de unde vii. Nici măcar unul dintre cei 600 nu s-a gândit să se alăture celorlalți. Valea morții e o chestie gravă. De asta curajul e complicat. Să faci mereu ce ți se spune? Uneori nici nu știi de ce faci ceva. Orice prost poate avea curaj, dar onoare ăsta e motivul pentru care faci ceva sau nu. Arată cine ești și cine vrei să fii. Dacă mori încercând să faci ceva important, ai atât onoare, cât și curaj. Asta e bine. Cred că asta voia să spună scriitorul. Să speri să ai curaj, să încerci să ai onoare. Poate să te și rogi ca cei care îți spun ce să faci, să aibă și ei. Un exemplu de hartă mentală, cu citate, idei și reflexii. E începută, voi o continuați. Ce modele ați descoperit în film? Poate că vă referiți doar la unul, poate vă referiți la toate modelele descoperite în film? Cuvântul cheie, din punctul meu de vedere, este schimbare. Exemplificăm. Michael, de exemplu, învață să învețe. Îi influențează pe cei din jur, deși tace mult. Profesorii își adaptează metodele de ascultare. Membrii familiei care l-a adoptat. Se prețuiesc mai mult? Ajung să doneze mâncarea ce rămâne la restaurantele lor? Continuați lista. Sunt sigură că aveți multe alte exemple. Vă propun o autoevaluare. Cerință. Continuă lista cu idei bune de păstrat. Educația face diferența. Fiecare copil trebuie să aibă acces la educație de calitate. Fiecare copil merită să fie respectat și protejat. Efortul și consecvența mă pot face să-mi ating obiectivele. Continuați. Adăugați cel puțin încă două idei. Eseul a fost inspirat de poezia lui Alfred Tennyson, The Charge of the Light Brigade. Citiți poezia în întregime. Mulțumesc!